scot lalelele. Uitați cât pui are. Într-un bulb, au format 3. 2 și un mic. Șase bulbi într-un singur. Aceasta este recolta de bulbi de lale. Nu i-am numărat, dar cred că sunt 100. Pentru că media a fost de peste 5. Am să-i pun la uscat și în octombrie îi voi planta din nou. I-am spălat bine cu apă și acum îi las la soare să se usuce bine. După care îi voi strânge și îi pun într-o cutie într-un loc uscat, unde vor rămâne până în octombrie, când îi voi semăna din nou. Am pus bulbii de lalea într-o lăziță de lemn și îi las acum în magazie, într-un loc uscat, și din când în când îi mai întorc. Aici vor rămâne până în octombrie, când vei planta din nou. Bulbii de lalele și de zambile sunt uscați foarte bine. Pot fi păstrați în lădița de lemn în continuare sau pot fi puși într-o pungă de hârtie până în momentul plantării, în luna octombrie. Eu am să-i păstrez în continuare în această lădiță.